Să salutăm numele Domnului Iisus Hristos, cu pacea Domnului în această seară, la început de Sabat Sfânt, scump frați și surori în Domnul Hristos. Dragi prieteni, ne bucurăm să fim din nou adunați în jurul Cuvântului Dumnezeu, de data aceasta în pragul zilei sfinte de Sabat. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea pe care ne-a oferit-o să fim în viață într-un timp ca acesta. Îi mulțumim Domnului pentru viață, pentru sănătate, pentru răspunsurile la rugăciune pe care le-am primit din partea Sa și dorim ca sabatul acesta să se dovedească pentru noi o oază de liniște, de pace la picioarele Domnului Iisus Hristos. Dorim să spunem un bun venit tuturor prietenilor noștri care ne urmăresc prin mijloacele de comunicare. Aș vrea să vă spun că un motiv de bucurie deosebit. Am primit un telefon din partea unui tânăr, din partea unui prieten de adevăr care ne-a urmărit în toată perioada aceasta de carantină. Un tânăr din zona țării noastre, din Maramureș, m-a sunat de câteva ori pentru a-mi cere un sfat în urma prezentărilor pe care le-a urmărit și tânărul acesta a luat hotărârea să primească botezul cu ajutorul lui Dumnezeu în Biserica Adventistă de ziua 7. L-am îndemnat să caute responsabilii bisericii în zona aceea, a discutat cu ei și am înțeles în ocazia de ieri că au stabilit chiar și o dată a botezului. Surpriza frumoasă a fost aceea că odată cu această hotărâre luată de către acest tânăr și tatălui a luat decizia de a primi botezul alături de fiul său. Și de aceea fie ca Dumnezeu să binecuvinteze pe prietenii noștri, poate că ne urmărește în momentul acesta, Dumnezeu să binecuvinteze și pe aceia care poate încă nu au luat hotărâre de Dumnezeu mai mult. Dumnezeu are răbdare și îndelungă răbdare cu fiecare dintre noi, însă dorința Lui este ca toți să vină la pocăință. Ne bucurăm să auzim aceste vești frumoase din partea prietenilor noștri, hotărârile bune pe care le-au luat în privința mântuirii. Și este o încurajare și o îmbărbătare pentru noi, văzând că aceste ocazii de studiu, de rugăciune, sunt o binecuvântare, chiar dacă în aceste împrejurări nu putem să fim aproape unii de alții fizic. Înainte de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu în această seară și de a studia împreună Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul nostru poartă titlul Seminția lui Iosif și cei 144.000. Seminția lui Iosif și cei 144.000. Am să vă invit să ne plecăm pe genunchi, toți aceia dintre dumneavoastră care aveți posibilitatea, sănătatea vă permită, ne vom ruga lui Dumnezeu și apoi vom deschide Cuvântul Sfânt în această seară. Vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, cu deplină recunoștință venim, Doamne, la picioarele Tale în această seară, la început de Sabat Sfânt. Și mai întâi de toate, dorim ca sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățească și să ne spele, Doamne, de orice faptă rea, de orice gând rău, de orice cuvânt rostit care nu a fost după voia Ta. Dorim, Doamne, ca să stăm înaintea Ta fără prihană și fără vină înaintea scaunului Tău de domnie astăzi. Doamne, noi știm că suntem păcătoși, suntem oameni slabi și în mare nevoie de Tine. Dar te rugăm ca Tu să ai milă de noi și să nu ne răsplătești după faptele noastre, Doamne, ci în mila și în bunătatea Ta să ne mai oferi timp de har. Dar har care să nu fie bagiocorit, har care să nu fie transformat în desfrâu, ci un har, un timp de milă prețuit, ca noi să ne apropiem de Tine, să ne predăm inima noastră Ție, Doamne, cu Tine atâtă vreme cât se mai spune astăzi. Binecuvintează-ne pe noi cei de aici, binecuvintează frații și surorile noastre de departe, trimite îngerii Tăi cei sfinți să tăvorească alături de noi în aceste momente și fă ca pacea Ta să fie în inima noastră în această zi de Sabat Sfânt, că s-a rugat în numele Lui Hristos și-ți mulțumim. Amin.
seminția lui Iosif și cei 144 din Cartea Apocalipsei. Aș vrea să vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa la capitolul 7, Apocalipsa capitolul 7, și vom citi de aici, de la versetul 4, Apocalipsa capitolul 7, și vom citi începând de la versetul 4, în mod special vom sublinia versetul 8, sublinind această seminție a lui Iosif, descrisă a primi aici în Cartea Apocalipsei sigiliul viului Dumnezeu. Apocalipsa 7 cu versetul 4, Biblia spune: și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetuiți. 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Iar acum citind în versetul 8, Biblia spune: din seminția lui 12.000 și din seminția lui Iosif 12.000, înțelegem noi, au primit sigiliul lui Dumnezeu. Înainte de a înțelege lecțiile practice deosebit de importante pe care trebuie să le înțelegem în aceste vremuri din urmă, ca unii care dorim și sperăm Dumnezeu să nu ne treacă cu vederea și să ne găsească pregătiți pentru a primi sigiliul Său în mintea noastră, în viața noastră, în caracterele noastre, dorim ca să citim mai întâi de toate momentele de început ale acestui tânăr pe nume Iosif. Și mergem în Cartea Genezei, la capitolul 46. Geneza, capitolul 46. Citim de aici, de la versetul 19. Geneza 46, versetul 19. Așa după cum bine știți, în Sfânta Scriptură nu vom găsi o seminție a lui Iosif specificată în mod clar. Este foarte interesant că în contextul studiului nostru în Cartea Apocalipsei, în această listă, spuneam și într-o ocazie anterioară, este menționat un tată, și anume Iosif. Pe de altă parte, este prezentat și un fiu, Manase, amintiți în rândul celor care sunt descriși a primi sigiliul lui Dumnezeu. Foarte interesant și pentru aceia dintre dumneavoastră care ați avut posibilitatea de a ne urmări și în ocaziile anterioare am văzut diferența dintre cele 12 seminții prezentate în Cartea Genezei și cele 12 seminții pecetuite în Cartea Apocalipsei. Am descoperit două seminții, Efraim și Dan, care au fost excluse din rândul celor care vor primi sigiliul lui Dumnezeu. Aceste seminții descriind un caracter pe care cerul nu-l va aproba, un caracter care nu va primi sigiliul și aprobarea din partea lui Dumnezeu. Geneza 46, și vrem să citim de aici, de la versetul 19. Biblia spune: fiii Rahelei, nevasta lui Iacov, Iosif și Beniamin. Deci, pe baza acestui verset, înțelegem, Iosif era fiul Rahelei, era întâiul născut al Rahelei, am putea spune. Ea a avut doi copii, Iosif și Beniamin. Iar Iosif fiind... Haideți să citim din Cartea Geneze, la capitolul 30. Geneza, capitolul 30, și vrem să citim împreună de la versetul 22. Geneza, capitolul 30, și citim de la versetul 22, Biblia spune: Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis: mi-a luat Dumnezeu o cară. Versetul 24: și a pus numele Iosif, care se traduce adaos, zicând: Domnul să mai adauge un fiu. Aici este descris momentul de început al lui Iosif, nașterea lui Rahela,
este acum binecuvântată de Dumnezeu și copilul acesta se naște nu ca urmare a intervenției mamei sale. Aduceți-vă aminte, noi am citit și în ocaziile anterioare, Rahela, fiind stearpă, fiind angajată în atitudinea aceasta de competiție, nemulțumirea aceasta prezentă în inima ei ca urmare a faptului copii, Biblia ne spune că Rahela a întocmit un plan. Și ea a fost în stare să-și ofere pe roaba ei, pe Bilha, pentru ca să aibă copii prin ea. Aceasta a fost intervenția ei, nu a fost planul lui Dumnezeu acesta, însă în momentul nașterii lui Iosif, observăm copilul acesta se naște ca urmare a intervenției directe a lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care își aduce aminte de Rahela, Dumnezeu este Cel care ia aminte la rugăciunile, la strigătele ei și îngăduie ca Rahela să aibă un fiu pe nume Iosif, care se traduce adaos, zicând ea, Domnul să mai adauge un fiu. Am subliniat deja, Iosif era așa după Rahela era femeia pe care Iacov o iubea cel mai mult, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să înțelegeți atitudinea pe care o avea Iacov față de acest întâi născut, față de acest fiu pe nume Iosif, care venea prin Rahela, femeia pe care el o iubea cel mai mult. Cartea Genezei, capitolul 29, citind de la versetul 30, acesta, și anume Rahela, era cea iubită. Iacov a intrat și la Rahela, pe care o iubea mai mult decât pe Lea. Și a mai slujit la Laban alți 7 ani. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii pe când Rahela era stată. Și apoi Biblia prezintă momentul de început, nașterea copiilor prin Lea, și speranța, nădejdea pe care o avea Lea, ca prin intermediul acestor copii, inima bărbatului ei, Iacov, să se alipească oarecum de ea. Însă Biblia prezintă o altă situație, o altă scenă. Chiar dacă acești copii se nășteau prin Lea, dragostea pe care o tângea și o dorea atât de mult Lea, nu a primit-o din partea lui Iacov. Rahela a rămas în continuare femeia pe care Iacov o iubea cel mai mult, chiar în această condiție stearpă. Imaginați-vă acum dumneavoastră care a fost atitudinea, care a fost metoda de viețuire a lui Iacov în jurul lui Iosif, comportamentul său în dreptul acestui copil, spre deosebire de ceilalți fii născuți prin Lea, Bilha și Zilpa. Cartea Genezei, capitolul 36, de la versetul 3 și versetul 4. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Observați atitudinea aceasta de depărtinire. Da? Iosif era favorizat. Iosif era iubit mai mult decât ceilalți, pentru că se născuse prin Rahela, femeia pe care el o iubea. Versetul 4. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu-i puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. De subliniat această atitudine părtinitoare a lui Iacov, iubirea aceasta pe care o manifesta într-un mod deosebit față de Iosif. Și vom înțelege, pe de-o parte, de ce Iacov manifesta o astfel de atitudine față de fiul său Iosif, cu ce era el mai deosebit decât ceilalți copii. Aceeași atitudine părtinitoare, atitudinea aceasta de prețuire într-un mod deosebit a Rahelei și a lui Iosif, este văzută în Geneza, capitolul 33. Noi am mai făcut referire la aceste dovezi biblice, dar pentru
studiul din această seară este deosebit de important. Geneza, capitolul 33, vrem să citim de aici, de la versetul 1, este întâlnirii lui Iacov cu Esau, fratele său. Iacov se gândea că aceste vești care ajung la el, Esau venind alături de niște oameni călare, se gândeau că este sfârșitul lui, fratele său Esau urmând să ducă la îndeplinire planul pe care îl avusese de, încă de la momentul înșelării lui. Geneza 33, de la versetul 1, Iacov cuprins de spaimă, își aduce aminte de atitudinea lui Esau și acum cuvântul lui Dumnezeu prezintă un raport deosebit de important. Aici este prezentată lista valorilor lui Iacov, prioritățile din viața lui. Și Iacov a ridicat ochii și s-a uitat și iată că Esau avea 100 de oameni. Atunci a împărțit copiii între Lea, Rahela și cele două roabe. Și a pus în frunte roabele cu copiii lor. Bilha, Zilpa, da? Apoi pe Lea cu copiii ei și la urmă, observați, pe Rahela cu Iosif. Cei favorizați, cei mai prețioși. Și el însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până s-a apropiat de tot de fratele său. S-au alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat și s-a aruncat pe grumaș și l-a sărutat și au plâns. Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și i-a zis, cine sunt aceia? Și Iacob a răspuns, sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Roabele s-au apropiat cu copiii și s-au aruncat cu fața la pământ. Lea și copiii ei, de asemenea, s-au apropiat și s-au aruncat cu fața la pământ. În urmă, s-a apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu fața la pământ. Observați, în raportul acesta este prezentat foarte clar lista de priorități în viața lui Iacov. Rahela și Iosif erau puși în capătul acestui șir, pentru că Iacov se gândea că intențiile lui Esau erau acelea de a măcelări, de a distruge întreaga lui familie. Și de aceea a pus-o pe Rahela și pe Iosif, cei mai de preț din familia sa, i-a pus la sfârșitul acestei tabere. Am pus o întrebare în această seară și întrebarea a fost una simplă, dar o întrebare care a trebuit să ne pună pe gând. Noi știm că atitudinea aceasta părtinitoare a lui Iacov nu a fost deloc sănătoasă în dreptul lui Iosif și apoi și în dreptul lui Beniamin, fratele mai mic al lui Iosif, copil născut din Rahela. Dar cu ce era mai deosebit Iosif decât ceilalți frați ai săi? Am vrea să dăm citire unui cuvânt din Cartea Genezei la capitolul 37, unui pasaj. Apoi vom lăsa ca sfatul inspirat al lui Dumnezeu să ne prezinte elementele deosebit de frumoase ale caracterului lui Iosif. Geneza 37 și vrem să citim de aici, de la versetul 1 la versetul, haideți să citim până la versetul 18. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, atenție, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Observați oarecum Iosif era întristat, era îndurerat, era afectat de trăsăturile de caractere simplificate de frații săi. Și pentru că el nu era de acord cu acest tip de comportament, Biblia îl prezintă pe Iosif ca adresându-se celui care era în măsură să corecteze aceste lucruri, celui care era în autoritate tatăl, și el este prezentat în acest pasaj ca mergând la tatăl și făcându-i cunoscut faptele rele ale fraților săi. Și vom citi noi cu ce intenție făcea Iosif lucrul acesta. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți fiii săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță.
Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Și el a zis, ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis, doar n-ai să împărățești tu peste noi. Doar n-ai să și l-au urât și mai mult. Cuvintelor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis, a mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. Și l-a istorisit tatălui său și a zis fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Și frații săi au început să pizmuiască. Dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Și frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Și Israel a zis lui Iosif, frații la Sihem, vino, căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Observați ceea ce noi am citit în acest pasaj. Din nou și din nou Biblia subliniază atitudinea aceasta necioplită, atitudinea aceasta nepotrivită manifestată de frații lui Iosif în dreptul lui. Biblia spune că îl pismuiau, îl invidiau. Sfânta Scriptură ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 7 cu versetul 9, datorită pismei, datorită invidiei, au ajuns în cele din urmă să vândă pe fratele lor ca rob. Invidia, nemulțumirea, ura aceasta manifestată întrepte mereu crescânde, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif era deschis cu ei. Momentele acestea care veneau din partea lui Dumnezeu, visele acestea cu caracter profetic care veneau din partea lui Dumnezeu, erau rostite, erau prezentate înaintea fraților săi. Iar în urma acestor descrieri, în urma acestor relatări, spune cuvântul lui Dumnezeu, frații săi îl urau și mai mult. Dar a venit un moment. Biblia ne prezintă un moment în care frații lui Iosif erau la câmp, cu turmele, și tatăl nu auzise de mult de acești copii. Și atunci când a fost propusă o intenție din partea tatălui de a căuta, de a ști ce se întâmplă, Iosif pășește în față și spune, tată, eu sunt gata să mă duc. Gândiți-vă dumneavoastră comportamentul la care era supus Iosif, în mod special în momentul în care tatăl nu se găsea în preajma lui, în momentul în care el se întâlnea cu frații săi. Cam care erau cuvintele rostite de către frații lui Iosif în dreptul lui când tatăl nu era prezent? Ce fel de atitudine aveau aceștia? Și cu toate acestea, în momentul în care este oferită posibilitatea prezenței a slujii, Iosif este gata să meargă, chiar dacă știa că frații săi nu aveau tocmai o atitudine potrivită față de el. Vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Geneza 37 și vrem să citim de aici de la versetul 13. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pasc oile la Sihem. Vino, căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis, du-te, rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adumbești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. E bine, aș vrea să vă notați, din locul acesta, din Valea Hebronului, până în punctul în care se găseau frații lui Iosif, până în punctul acesta la Sihem, unde tatăl auzise că frații lui se găseau pentru ultima dată, Iosif a parcurs undeva aproximativ 80 de kilometri.
80 de kilometri și odată a ajuns în locul acesta, el descoperă că frații săi nu sunt acolo, ci se găsesc într-un alt punct, la o distanță de încă 20 de kilometri depărtare. Și cu toate acestea, Iosif este dispus să facă tot efortul. Prin ce spune cuvântul mai departe? Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Și omul acela l-a întrebat: ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis: au plecat de aici că i-am auzit spunând, haide-mi la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Vreau să observați această atitudine a lui Iosif de a merge până la capăt, în a oferi sprijinul, ajutorul fraților săi, dar a liniști inima tatălui care era împovărată, neștiind ce se întâmplă cu frații săi. Și deși a ajuns în zona aceasta unde l-a trimis tatăl, ascultând de porunca tatălui, odată a ajuns acolo, Iosif nu se descurajează și el nu spune, este timpul să mă întorc acasă. Frații mei nu sunt aici, cine știe ce fac ei în momentul acesta, mai mult ca sigur că s-au dus din nou pentru a participa în păcat, pentru a face lucruri care nu sunt îngăduite înaintea Dumnezeu, eu mi-am făcut partea, nu este nevoie ca să merg mai departe, mă pot întoarce la tata și să-i spun, tată, nu i-am găsit. Nu știu de ei. Biblia ne spune, Iosif este angajat acum într-un efort, el întreabă în jur ce s-a întâmplat cu ei. Și când aude că frații săi sunt găsiți la Dotan, spune cuvântul lui Dumnezeu, el merge într-acolo. Pentru a auzi vești din partea lor și cu aceste vești, întorcându-se acasă, gândea el să aducă liniște, să aducă pace, odihnă în inima tatălui. Numai că el nu se gândea că ura aceea manifestată de către frații săi, nemulțumirea aceea și invidia aceea, avea să-i conducă în a lua o hotărâre nelegiuită, Biblia prezentând această cruzime a fraților, hotărând să-l omoare pe făuritorul de vise. Vreau să vă citesc din Sfatul Inspirat cuvinte inspirate care să ne ajute să înțelegem mai bine Iosif, caracterul acestui tânăr în comparație cu ceilalți copii. Și vom înțelege în oarecare măsură de ce inima lui Iacov era lipită mai mult de Iosif decât de ceilalți copii. Știți că și în Sfânta Scriptură ni se spune că Ioan, cel mai tânăr dintre ucenici, era ucenicul care stătea cel mai aproape de prezența Domnului Iisus Hristos. Îl găsim pe pe Ioan stând la pieptul, la atenție! Nu pentru că Domnul Hristos era părtinitor în relația sa cu ucenicii. El nu îi favoriza pe unii mai mult decât pe ceilalți. Dar vreau să înțelegeți, iubiți frați, în mod special în această ocazie, aș vrea să subliniați faptul că Ioan și în cazul acesta Iosif vom citi, ei au dorit o apropiere mai profundă față de Mântuitor. A fost alegerea lor de a se apropia mai mult de Domnul Iisus Hristos. Și Hristos a răspuns cu iubire la iubirea care era arătată. Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 209, ascultați ce spune Sfatul Inspirat. Gelozia dintre mame a amărât relațiile familiei, copiii crescuseră având un duh de ceartă și fără stăpânire de sine, iar viața tatălui a fost întunecată de griji și de durere. Se afla totuși unul cu un caracter cu totul diferit. Fiul cel mare a Rahelei, Iosif, atenție, a cărui rară frumusețe personală părea că nu este decât o reflectare a frumuseții lăuntrice, a minții și a inimii. Deci băiatul acesta, nu numai că era frumos în interior, dar Sfatul Inspirat ne spune, băiatul acesta era frumos, era plăcut și în exterior. Și cuvântul ne spune, o reflectare, am putea spune, era o reflectare a frumuseții lăuntrice.
curat, activ, plin de bucurie, tânărul dădea de asemenea dovadă de tărie morală și de seriozitate. El asculta de sfaturile tatălui său, du-te Iosif, și s-a dus. Și îi plăcea să asculte de Dumnezeu. Calitățile care l-au făcut mai târziu cunoscut în Egipt, bunătatea, credincioșia, faptul că era vrednic de încredere, se manifestau deja în viața sa zilnică. Murindu-i mama, a fost mai mult de tatăl său și inima lui Iacov s-a legat de acest copil al bătrâneților sale. El îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi. Am vrea să subliniem aici câteva trăsături de caracter deosebite în dreptul lui Iosif. Dar subliniind aceste trăsături de caracter, rămâne o întrebare în contextul studiului din această seară. Cum e posibil ca, având astfel de trăsături de caracter, să fie nevoie în continuare de o curățire a vieții, o experiență nouă, proaspătă cu Dumnezeu, o experiență care să ne prezinte acel caracter pe care îl vor avea copiii lui Dumnezeu sigilați. Vreau ce spune aici. Activ, plin de bucurie, tărie morală, seriozitate, ascultat de tatăl său, îi plăcea să asculte de Dumnezeu, bunătate, credincioșie, vrednic de încredere, acestea se manifestau deja în viața sa zilnică. Și cu toate acestea vom vedea, Dumnezeu a trebuit să-l treacă pe Iosif printr-un cuptor, pentru ca să toată zgura. Priviți ce spune cuvântul mai departe. Tocmai această afecțiune a sa, vorba despre Iacov, avea să devină un motiv de tulburare și întristare. Iacov, în mod neînțelept, a manifestat preferința sa pentru Iosif. Lucrul acesta a trezit gelozia celorlalți frații săi. Iosif era martor, atenție, al comportamentului rău al fraților săi și a fost tare întristat. Observați, Iosif era întristat, avea o întristare sfântă, am putea spune, pentru păcatele, pentru nelegiuirile comise de către frații săi. Și el și-a permis ca în mod delicat să-i mustre fapt care n-a făcut altceva decât să le trezească și mai tare ura și resentimentul. Observați, noi citim în Sfânta Scriptură faptul că Iosif mergea și spunea tatălui celui care avea autoritate. Dar acesta era ultimul pas pe care îl făcea Iosif. Mai întâi de toate, în mod delicat, cu înțelepciune, Iosif se apropia de frații săi și le spunea, fraților, nu este bine ceea ce faceți. Pe Dumnezeu îl deranjează, Dumnezeu este întristat. Dar când Iosif, băiatul iubit al lui Iacov, mergea să-i mustre, chiar delicat, cu blândețe, cu atenție, mustrarea lui nu făcea nimic altceva decât să trezească resentimente mai mari în inima fraților săi. Invidia, gelozia aceea, nemulțumirea aceea din viața celor tineri, nu au făcut nimic altceva decât să stârnească în inima lor sentimente și mai nelegiuite, iar mustrările acestea nu aveau niciun efect. El nu putea îndura să-i vadă păcătuind împotriva lui Dumnezeu. Și de aceea, el a făcut cunoscut lucrul acesta a tatălui său, nădăjduind ca autoritatea ta să-i poată determina să se îndrepte. Cu grijă, Iacov a evitat să le atâțe mânia prin severitate sau iuțeală. Acum ne este descris cu profundă emoție. El și-a exprimat grija pentru copiii săi și i-a implorat să dea dovadă de respect față de perii săi albi și să nu aducă rușine asupra numelui său. Mai presus de toate, să nu aducă dezonoare lui Dumnezeu printr-o astfel de nesocotire a învățăturilor sale. Rușinați de faptul că purtarea lor rea fusese dată pe față, tinerii s-au prefăcut că s-au pocăit. Când, de fapt, ei n-au făcut decât să ascundă adevăratele lor simțăminte, care au devenit și mai înverșunate prin această dare a lor
în vilea. Deci faptul că Tatăl cunoștea păcatele acum, i-a făcut și mai împietriți. Darul neînțelept pe care Tatăl i l-a făcut lui Iosif, o haină sau o tunică scumpă, care de obicei era purtată de persoane distinse, a fost pentru ei o altă dovadă a atitudinii lui părtinitoare și a dat loc la bănuiala că el intenționează să treacă peste copiii săi mai mari și să-i atribuie fiului Rahelei dreptul de întâi născut. Răutatea lor a crescut și mai mult. Când într-o zi băiatul le-a povestit un vis pe care l-a avut. Iată, a spus el, și este descris aici, visul, sunt descrise visele acestea avuse de către Iosif, relatate înaintea fraților. În ciuda severității aparente a cuvintelor sale, Iacov credea că Dumnezeu îi descoperea lui Iosif viitorul. Pe când tânărul stătea înaintea fraților săi, înfățișarea sa frumoasă strălucea de spiritul inspirației. Și ei nu-și puteau reține admirația, dar n-au ales să renunțe la căile lor rele și au urât curăția ce mustra păcatele lor. Acela spirit care îl stăpânise pe Cain se aprinsese și în inimile lor. Frații erau obligați să se mute din loc în loc pentru a-și asigura pășune pentru turmele lor. Și adesea erau absenți cu toții luni întregi de acasă. După întâmplările relatate mai sus, i-au mers la locul pe care l-a cumpărat tatăl lor la Sichem. A trecut un timp în care nu s-a primit nicio veste de la ei și tatăl a început să se îngrijoreze de viața lor din cauza comportării lor crude din trecut față de cei din Sichem. De aceea, el i-a trimis pe Iosif să-i găsească și să-i aducă știri despre starea lor. Aduceți-vă aminte ce făcuseră Simeon și Levi în zona aceasta, Sichem, când au măcelărit pe toți din cetatea aceea. Este cuprins de neliniște în inima lui. El nu știe ce s-a întâmplat. Poate că fiii săi au fost uciși, poate că li s-a răspuns cu rău acum. Ce se întâmplă? Și Iosif este trimis. Spune-i, de aceea, el a trimis pe Iosif să-i găsească și să-i aducă știri despre starea lor. Dacă Iacov ar fi cunoscut adevăratele sentimente ale fiilor săi față de Iosif, atunci nu l-ar fi lăsat singur cu ei. Dar ei au ascuns cu grijă faptul acesta de la el. Cu o inimă plină de bucurie, Iosif s-a despărțit de tatăl său fără ca bătrânul om și nici tânărul fiu să viseze la cele ce aveau să se întâmple până când ei aveau să se mai revadă. Când după călătoria sa lungă și singuratică, Iosif a sosit, frații săi și turmele lor nu erau de găsit. Întrebând de ei, el a fost îndreptat spre Dotan. Făcuse deja mai mult de 80 de kilometri și acum o altă distanță de 25 de kilometri îi stăteau înainte. Dar el a pornit în grabă, uitând de oboseală la gândul de a lina neliniștea tatălui său și de a-și întâlni frații pe care, în ciuda răutăților, atenție, Iosif încă, frații săi au văzut venind. Dar nici gândul la călătoria cea lungă pe care el a făcut-o ca să-i întâlnească, la oboseala și faptul că era flămând, nici apelurile lui la ospitalitatea și iubirea lor frățească, nimic nu a înmuiat asprimea murilor. Vederea hainei, dovada a iubirii tatălui său, i-a făcut să turbeze. Iată că vine făuritorul de vise, au strigat ei în bagiocuri. Mânia și răzbunarea nutrite de mult timp până ascuns au pus stăpânire pe ei. Veniți să-l omorâm, au spus ei, și să-l aruncăm într-una dintre aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visurile. Aș vrea să ne întrebăm în această ocazie, uitându-ne la viața lui Iosif. Iosif vrea să facă bine și așa după cum am citit, el face bine și se răspunde cu rău. El îi iubește pe frații săi, este îndurerat de păcatele comise de frații săi, îi mustră cu blândețe, cu grijă, cu tact, merge apoi la tată. În ciuda comportamentului fraților săi, el îi caută, depune efort, obosit, flămând, aleargă, cu bucurie, ascultător de tatăl său, în dorința de a aduce liniște și pace în inima tatălui. Și cu toate aceste lucruri făcute bine, lui se răspunde cu rău. Frații mei, în contextul studiului din această seară, vorbind despre sigilul lui Dumnezeu, atitudinea manifestată de Iosif
vom citi din Biblie, este o atitudine pe care vor trebui să o aibă toți aceia care vor primi sigilul lui Dumnezeu în cele din urmă. Și este o întrebare la care trebuie să medităm cu toții în această seară. Care este atitudinea ta în momentul în care, făcând bine, ajutând, sfătuind, ocrotind, sacrificându-te, trăind pentru binele celorlalți din jur, motivele tale sunt judecate greșit, iar în urma acestui comportament plin de sacrificiu, de iubire și așa mai departe, ești întâmpinat cu rău. Și cu o atitudine care nu este după voia lui Dumnezeu. Care este reacția ta în urma unui astfel de comportament? E bine, Tatăl privind cu ochi profetic la Iosif, în Cartea Geneze, la capitolul 49, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Geneza, capitolul 49, vrem să citim de aici, de la versetul, haideți să citim despre Iosif. Despre Iosif, acest copil deosebit. Geneza, capitolul 49, și vrem să citim de la versetul 22. Iosif este vlăstarul unui pom roditor. Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului. Și acum ascultați. Arcașii l-au ațățat și au aruncat săgeți. L-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare. Și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov și a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel. Observați cum este prezentat Iosif aici de către tată. Iosif este prezentat ca unul care este atacat. El este ațățat. În el se trage cu săgeți. Ură este manifestată de el. Dar tatăl privește la Iosif și spune, dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov. Aș vrea să vă imaginați dumneavoastră cum credeți că s-a raportat Iosif în momentul acela al crizei, văzând comportamentul fraților săi. Vrei să faci binele? Și ți se răspunde cu rău. La pagina 213 din această carte deosebită, Patriarhi și Profeți, pagina 213, aș vrea ca să vă citesc de aici câteva citate. Mai întâi, de la pagina 212, cunoaște momentul, este aruncat Iosif în groapă, frații plănuiesc să-l ucidă, în cele din urmă găsesc o variantă mai bună pentru a-l vinde. Odată ce Iosif este scos afară din groapă și el vede caravana aceasta de negustori în jurul lui, el înțelege ce au de gând frații să facă. Vezi ce spune aici profetul. Pagina 212, Patriarhi și Profeți. Spune așa. Spune, când i-a văzut pe negustori, adevărul cel groaznic l-a străfulgerat pe Iosif. A devenit sclav era o soartă cu mult mai de temut decât moartea. În agonia groază, el a apelat la unul și la altul din frații săi, dar în zadar. Vă imaginați ce? Deci, Iosif a înțeles când a văzut negustorii aceștia, probabil că a văzut și tranzacția, banii cum erau dați, când el și-a dat seama că urma să fie vândut ca sclav, profetul lui Dumnezeu spune, acest lucru era mai dureros ca moartea. A fi sclav, rob în data aceea, era un lucru teribil. În agonia groazei, el a apelat la unul și la altul din frații săi, dar în zadar, unii au fost mișcați de milă, dar temându-se să nu se facă de râs, au tăcut. Și totuși aveau simțământul că au mers prea departe ca să mai dea înapoi. Dacă Iosif ar fi fost cruțat, fără îndoială că el i-a fi spus tatălui lor, care nu avea să treacă cu vederea cruzimea lor față de fiul lor favorit. Vă imaginați Iosif strigând la Iuda, strigând la fiecare din frații tăi, fraților, vă rog, scăpați-mă, nu mă dați.
Și cu toate acestea, frații săi, piatra. Ce era în mintea lui Iosif la momentul acela? E sfatul inspirat ne prezintă că în decursul a câtorva ore, atenție, ore, întreaga atitudine și întreaga experiență de viață a lui Iosif s-a schimbat. Frații mei, aș vrea ca să luăm în considerare un lucru înainte de a citi. Există situații în viața noastră când vom fi nevoiți să o luăm de la capăt. Câteodată suntem nevoiți să o luăm de la capăt făcând binele. Faci binele, ești întâmpinat cu răul, motivele tale sunt înțelese greșit, ești batjocurit, ești ridiculizat, ești înțeles greșit, ți se răspunde cu rău la binele pe care le-ai făcut și trebuie să o iei de la capăt, asemenea lui Iosif. Și nu știi ce are să se întâmple mai departe în viață. Suntem aduși în astfel de situații ale vieții în care ne întrebăm, Doamne, ce am să fac de acum înainte? Suntem și noi asemenea lui Iosif vânduți. Avem în față, știm că o să fim robi, sclavi, dar ce presupune aceasta? Unde ne va duce viața? Pe unde noi vom fi? Ce se va întâmpla? Noi nu prea știm. Dar care a fost atitudinea lui Iosif atunci? Ar trebui să fie atitudinea noastră în prezent, astăzi. Pagina 213, capitolul 20, Iosif în Egipt. Între timp, Iosif și cei ce l-a cumpărat se aflau pe drumul spre Egipt. Pe când caravana călătorea spre miază zi către votarele Canaanului, băiatul a putut zări în depărtare colinele printre care se aflau și corturile tatălui său. Vă imaginați scena? Era legat în lanțuri, era rob. Și el trece acum cu caravana și vede dealurile unde el alerga, unde el se juca. El vede colinele unde sunt corturile tatălui său. El nu poate face nimic. El nu poate striga după ajutor. El nu se poate smuci, el nu se poate smulge. El nu poate face nimic să iasă din situația aceasta. El a plâns cu amar, gândindu-se la tatăl său iubitor în singurătatea și în durerea lui. Din nou i-a venit în minte scena de la Dotan. Observați, aceste lucruri se întâmplă în timp ce Iosif merge. Și el i-a văzut pe frații săi plini de mânie și a simțit privirile lor furioase ațintite asupra lui. Cuvintele înțepătoare, insultătoare, cu care ei au răspuns rugămințelor lor disperate, răsunau în urechile lor. Cu inima tremurândă privi înainte spre viitor. Scena aceasta. El se ruga, fraților, ajutați-mă, scăpați-mă, vă rog și de aici. Făuritorul de vise, parcă auzim, să te scape taică-tu, haina frumoasă și așa mai departe. Și toate acestea îi răsunau în minte. Acesta era trecutul lui, în fața lui, lansuri, rog. Cu inima tremurândă privi înainte spre viitor. Ce schimbare a avusese loc în situația lui, de la poziția sa de fiu prea iubit, la aceea de sclav disprețuit și neajutorat. Singur, fără prieteni, care avea să fie soarta sa în țara străină în care era dus? Și pentru un timp Iosif căzu pradă unei dureri și unei groaze nestăpânite. Nu aceasta este atitudinea în care cădem noi adesea? Nu? Când faci bine și se răspunde cu răul, când frații tăi și întorci spatele împotriva ta, când cei de la care așteptai binele se poartă așa cu tine, spune pentru un moment și îmi place. Zice pentru un timp. Iosif a căzut pradă unei dureri și unei groaze nestăpânite. Dar n-a rămas aici. Dar, în providența lui Dumnezeu, chiar această experiență avea să fie o binecuvântare pentru el. În câteva ore, Iosif a învățat ceea ce ani de zile n-ar fi fost în stare să învețe. Ore. În câteva ore, percepția lui cu privire la viață se poate schimba total. Tatăl său puternic și duios, cum fusese și iubirea lui, îi făcuse rău prin comportarea lui părtinitoare și indulgentă. Această neînțeleaptă preferință i-a mâniat pe frații lui și i-a provocat la fapta lor cea crudă care l-a despărțit de căminul său. Efectele acestei părtiniri s-au manifestat de asemenea în propriul său caracter.
Au fost încurajate greșeli care acum trebuiau să fie corectate. El devenise încrezător în sine, Iosif, și pretențios. Obișnuit să fie slăbiciunea grijii tatălui său și a dat seama că este nepregătit să facă față greutăților din fața sa, vieții aspre și lipsite de ocrotirea unui străin și a unui sclav. El și-a dat seama, acum mă îndrept să fiu sclav, nu mai sunt la tata, nu mai sunt băiatul preferat al tatei, nu mai este cine să aibă grijă de mine, să mă cocoloșească, să-mi dea haina cea mai bună, să aibă grijă. Gata! S-a terminat! Este timpul să mă maturizez. Este timpul să iau o hotărâre în inima mea. Prin ce spune aici? În situația aceasta, gândul i s-a îndreptat spre Dumnezeul tatălui său. În copilărie, atenție copii, el fusese învățat să-l iubească și să se teamă de el. Adesea în cortul tatălui său, Iosif ascultase istorisirea visului pe care l-a avut pe când fugise în exil. Și se povestise despre făgăduințele lui Dumnezeu făcute lui Iacov și cum fuseseră ele împlinite, cum și atunci când a fost nevoie, îngerii lui Dumnezeu au venit să-l învețe, să-l mângâie, să-l ocrotească. El fusese învățat despre iubirea lui Dumnezeu, manifestată în faptul că a dat oamenilor răscumpărător. Toate aceste lecții prețioase îi veneau acum cu putere în minte. Ce îi veneau în minte acum, în timp ce Iosif mergea spre Egipt ca rob mănânțuit? Altarul de dimineață și de seară, lecțiile prețioase puse de tată în minte, povestirile acelea biblice, erau acum în mintea lui. Își aducea aminte ceea ce a învățat. Își aducea aminte de făgăduințele lui Dumnezeu, când Dumnezeu este în stare să poarte de grijă. Și ascultat. Iosif credea că Dumnezeul părinților săi va fi și Dumnezeul lui. Atunci și acolo. Iosif s-a consacrat pe deplin lui Dumnezeu și s-a rugat ca păzitorul lui Israel să fie cu el în țara exilului său. Sufletul său a tresăltat când a luat hotărârea supremă de a se dovedi credincioși față de Dumnezeu în toate împrejurările să se comporte așa cum se cuvine unui supus al împărăției celor. Ce hotărâre a luat Iosif în inima lui? Tatăl meu va fi Dumnezeul meu. Din momentul acesta, dacă chiar nu văd ce este în fața mea, mă așteaptă viața aceasta de rob, singura mea nădejde, singura mea speranță este să trăiesc în credincioșie totală față de Dumnezeu. El avea să-i slujească lui Dumnezeu cu o inimă neîmpărțită. El avea să dea piept cu încercările, atenție, și să îndeplinească cu credincioșie orice îndatorire. Iosef a zis, orice voi fi chemat să fac, voi face ca pentru Dumnezeu. Nu mai este tata, nu mai este cine să mă protejeze, nu mai este cine să aibă grijă de mine, nu mai este cine să mă favorizeze. Drumul acesta mă duce spre sclavie, spre rob, spre înjosire. Dar voi fi jos în orice îndatorire mi se va da. Fratele meu, când nu știi ce trebuie să faci, când trebuie să o iei iarăși de la capăt, chiar și în urma unei situații în care ți s-a răspuns cu rău pentru binele pe care le-ai făcut, ce trebuie să facem? Trebuie să fii credincios lui Dumnezeu în lucrul care ți este dat în responsabilitate, lucrarea cea mai umilă. Ascultați ce spun. Experiența unei singure zile fusese punctul de cotitură în viața lui Iosif. Nenorocirea ei îngrozitoare l-a schimbat dintr-un copil răspătat într-un bărbat stăpân pe sine, curajos și serios. O singură zi. Un drum din Canaan spre Egipt. În câteva ore, Iosif a devenit un bărbat. Și de la un copil răspățat, spune cuvântul lui Dumnezeu, Iosif a ajuns să fie curajos, serios, stăpân pe sine. Câteva ore. Frații mei, n-am să uit niciodată. Sunt sigur că fiecare dintre noi e posibil să fie avut în viața noastră un astfel de moment. Câteva ore sau o zi în care toată viața noastră s-a schimbat. N-am să uit niciodată momentul în care la 17, aproape de 18 ani, într-o seară, tatăl meu s-a întors acasă exact cum o făcea de obicei, de la muncă,
Și pentru prima dată am văzut pe genunchii tatălui meu zdrobiți. Erau însângerați, genunchii, coatele tatălui meu și m-am întrebat ce s-a întâmplat. Și tatăl meu spune, nici el nu-și amintea ce se întâmplase. Ulterior, am înțeles că el avusese un atac cerebral. Când a ajuns acasă, a spus, m-am lovit undeva la servici, se vedea foarte clar că el căzuse. Și în urma acestei experiențe, la câteva zile, vreau să vă spun, am ajuns într-un moment când tatăl meu stătea înaintea mea, în fața unui spital și venind în vizită, în urma investigațiilor medicale, mama era acolo în vizită și alături de cei doi frați am venit să-mi vizitez tatăl. Viața mea a fost dată peste cap într-un moment în care tatăl s-a uitat la noi și i-a spus, mame mele, cine sunt băieții aceștia? Spune repede medicilor să-i spune. Vă spun, în momentul acela, nu eram tocmai foarte pocăit, dar vreau să vă spun, nu mi-am închipuit niciodată că pot ajunge într-un moment când tatăl meu să nu fie în stare să mă recunoască pe mine. Am strigat cât am putut de tare atunci la medici, la asistentele din cadrul acestui spital, acelui spital. A fost făcută fișa de externare și țin minte că l-am luat pe tatăl meu și l-am dus eu în brațe, l-am dus acasă. Și am îngrijit de el până când în cele din urmă a murit și eu și frații mei alături de mama mea. Până când canapeaua în care stătea tatăl meu culcat în fiecare zi ajunsese să aibă o gaură de atâta stat. Un om puternic. Țin minte, am avut ocazia să lucrez de câteva ori cu el în construcții, să-l ajut, lua doi saci de ciment și urca etaje urca, eu nu-l auzeam gâfâind pe tatăl meu, era un om puternic cu adevărat. Și foarte tăcut, foarte închis, poate că și acesta a fost motivul pentru care a trecut prin ce a trecut, pentru că el nu împărtășea cu ceilalți durerile și problemele prin care el trecea. N-am să uit niciodată momentele când perdelei, uitându-se peste geam, era un șantier de blocuri, uitându-se la cei care făceau meseria pe care el o făcea cândva și stătea în fața perdelei și plângea. Plângea spunând că el nu și-a făcut datoria lui de tată, noi trebuie să-l ajutăm pe el când el n-a apucat să ne ajute pe noi. Înțelegând el ajutor să ne facă un rost, o casă, o masă, să ne ofere ceva în viața aceasta. Cel mai greu era atunci când trebuia să spăl pe tatăl meu, să-l iau în brațe, plângea ca un copil, îl puneam în cadă, îl spălam, îl luam, îl puneam înapoi la loc. Și toate planurile vieții mele nelegiuite la data aceea, aș putea spune, au fost date peste cap de momentul acesta. Sunt sigur că dacă Dumnezeu nu intenționa, nu îngăduia lucrul acesta în viața mea, eu nu aș fi fost copilul lui Dumnezeu astăzi. Așa, cu greșelile și cu păcatele care sunt în viața mea, slăbiciunile pe care Dumnezeu le știe, dar sunt sigur că dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit lucrul acela atunci, poate că astăzi nici nu mai eram în viață, la gândurile și planurile pe care eu le aveam. Un moment de cotitură. Și sunt sigur că fiecare dintre noi trecem printr-un astfel de moment când viața noastră se schimbă. Și la fel a fost și în viața lui Iosif. Dar, frații mei, Iosif a trebuit să învețe repede o lecție importantă pentru noi cei care dorim să primim sigilul lui Dumnezeu. Vedeți, nu este important numai împrejurările prin care noi trecem în viață. Ele sunt importante. Dar modul în care noi reacționăm la aceste împrejurări ale vieții este și mai important. Și felul în care vom reacționa în aceste împrejurări ale vieții depinde foarte mult de bagajul spiritual pe care îl avem. Iosif a luat o hotărâre în inima lui. Ce l-a determinat să ia o hotărâre în inima lui? Și a adus aminte de ceea ce l-a învățat tatălui cândva. Și a adus aminte de povestirile din cuvântul meu. Și a adus aminte de experiențele avute cu Dumnezeu și s-a hotărât atunci. Eu nu știu nimic ce se va întâmpla în viitor. Una știu. Eu trebuie să fiu găsit credincios. Și de la momentul acesta, iubiții mei, frate, de la momentul acesta, în experiența lui Iosif, Iosif a avut parte
de niște episoade în viața lui care nu au făcut nimic altceva decât să pună față în față cu situații descurajante în care Iosif putea reacționa într-un anumit fel. În cartea Geneze la capitolul 41, dacă doriți să deschide, Geneza la capitolul 41, Biblia spune de la versetul 46 următoare. Geneza 41, de la versetul 46, priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului. A plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. Câți ani avea Iosif când a ajuns înaintea lui Faraon? 30 de ani. La vârsta de 30 de ani, Iosif a fost adus înaintea lui Faraon ca să explice visele și în cele din urmă să aducă înțelepciunea cerului înaintea lui Faraon. Însă, de la momentul de 17 ani, în tinerețea lui Iosif, au trecut mai bine de 10 ani într-un timp de slujire ca rob, pușcărie, cel puțin 2 ani. Biblia face foarte clar. Cel puțin 2 ani Iosif a fost în pușcărie nevinovat. Vezi ce spune Biblia? În cartea Geneze, la capitolul 40, aș vrea să citesc de aici, de la versetul 20 este prezentată împlinirea tâlcuirii viselor pitarului și paharnicului lui Faraon în Egipt. Spune Biblia, a treia zi era ziua nașterii lui Faraon. Și el a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marile paharnicilor și pe mai marile pitarilor în fața slujitorilor săi. Și pe mai marile paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic ca să pună paharul în mâna lui Faraon. Iar pe mai marile pitarilor l-a spânzurat după tălmăcirea pe care l-a dăduse Iosif. Și mai marile paharnicilor, ascultați acum, nu s-a mai gândit însă la Iosif. Și l-a uitat. A făcut bine, l-a ajutat și el să-i spune, adu-ți aminte de mine, că eu stau degeaba în închisoarea aceasta. Omul s-a văzut cu saci în căruță, s-a văzut ajutat și spune Biblia, l-a uitat. Știți cât timp a trecut de la momentul acesta? Păi ce spune versetul? După 2 ani, Faraon a visat un vis. Deci de la momentul acela de când paharnicul a fost pus din nou lângă împărat, au trecut 2 ani și unde se găsește Iosif? În închisoare. Oamenii au uitat de el. Dar Dumnezeu n-a uitat. Și Dumnezeu îl pregătea pe Iosif în închisoare. Și frații mei, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de ce a ajuns Iosif în închisoare? Cel puțin 2 ani Iosif a stat în închisoare. De ce a stat Iosif în închisoare? Ce a făcut el greșit? Ce a făcut Iosif greșit? Nimic. A rămas credincios poruncilor lui Dumnezeu. Și din nou, pentru binele pe care l-a făcut, i s-a răspuns cu rău. Observați cum exact ce spune tatăl său. Se trăgea cu săgeți în Iosif. Dar arcul lui Iosif a rămas puternic. Mâinile lui au rămas întărite. De ce? Pentru că el a fost întărit de Dumnezeu. Dumnezeu era tăria lui. Psalmul 105. Vezi cum prezintă Sfânta Scriptură întemnițarea și înlănțuirea lui Iosif. Psalmul 105. Și vrem să citim de aici, de la versetul 16. Psalmul 105, de la versetul 16. Și dorim ca să concluzionăm gândurile noastre în această seară în dreptul seminției lui Iosif. Frații mei, cu aceste trăsături bune de caracter văzute în viața lui Iosif, ne putem întreba, Doamne, ce mai e de curățit la noi? Ascultător de Tată, iubitor de Dumnezeu, credincios, serios, o atitudine pozitivă, frumos la chip, frumos la caracter. Și Dumnezeu spune, nu. E nevoie de curățit ceva. E nevoie de curățit ceva. Încă mai este zgură prezentă. Și Dumnezeu a îngăduit să fie pus într-un cuptor. Psalmul 105. Și vrem să citim de aici, de la versetul 16. Spune. Deasupra țării și a tăiat orice mijloc de trai. Le-a trimis înainte pe un om. Iosif, ascultați, a fost vândut ca rob. Și acum ascultați, este descris momentul punerii lui Iosif în închisoare. I-au strâns picioarele în lanțuri. L-au pus în fiare.
până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Ce făcea Dumnezeu în situația aceasta cu Iosif? Iosif era încercat. Pus în obezi, fiar, înlănțuit, un tratament nepotrivit, rău! Pentru ce? Pentru că n-a vrut să corvească. Într-un loc unde nu-l vedea nimeni. Nu știa nimeni ce face Iosif. Și datorită credincioșiei lui, ajunge să petreacă ani în închisoare. Vreau să te întreb, fratele meu, care este atitudinea ta firească, pământească, cum reacționezi tu la astfel de tratamente atunci când tu faci bine, ești credincios, vrei să faci bine, vrei să ajungi, vrei să sacrifici, vrei să păzești cuvântul lui Dumnezeu și ești întâmpinat cu aceste atitudini. Știți cum poți reacționa? Așa cum a făcut Iosif pentru un moment, am văzut pe drumul acela. Putem cădea în disperare, putem cădea în descurc, dar m-am săturat, dar nu mai îmi trebuie nimic, dar nu mai am nevoie de nimic, dar nu mai trebuie nimeni. Și să reacționăm, să dăm pe față roadele firii pământești. Sau, mai mult decât atât, noi ne gândim că atitudinea aceasta e un pic scuzabilă înainte, ne împufnăm. Ne luăm o atitudine, o față din aceasta de cremene și stăm. Și frații mei, de câte ori în viața noastră am manifestat-o eu și cu tine și Dumnezeu spune, așa este. Așa este, ești nevinovat, n-ai greșit, ai făcut bine. Dar modul în care tu reacționezi la această situație nu este deloc potrivit pentru un copil al meu. Ascultați ce spune aici. Pagina, vă citesc din Patriarhi și Profeți. De la pagina 200, vreau să vă citesc de la pagina 214, spune aici. Sosind în Egipt, Iosif a fost vândut lui Potifar, mai marele gărzilor împăratului și a rămas în slujbă 10 ani. Aici el a fost expus unor ispite de caracter cu totul ieșit din comun. Se afla aici în mijlocul idolatriei. Închinarea la zei era însoțită de întreaga pompă împărătească, susținută de bogăția, cultura, cele mai civilizate națiuni din vremea aceea. Cu toate acestea, Iosif și-a păstrat simplitatea și credincioșia sa față de Dumnezeu. Pretutindeni în jurul său era priveliște și chemările viciului, dar el era ca unul care nu auzea și nu vedea nimic. El nu îngăduia ca gândurile lui să zăbovească asupra subiectului interzise. Dorința de a câștiga bunăvoința egiptenilor nu l-a putut determina să renunțe la principiile lui. Dacă ar fi încercat să facă acest lucru, atunci el ar fi fost biruit de ispit. Iar el nu se rușina de religia părinților săi și n-a făcut niciun efort pentru a ascunde faptul că era un adorător al lui Jehova. Și Domnul a fost cu Iosif. Așa că toate îi mergeau bine. Și stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și Domnul făcea să meargă bine de orice se apuca. Încrederea lui Potifar în Iosif creștea zi după zi și în cele din urmă l-a ridicat la rangul de administrator, dându-i control de plin asupra tuturor averilor sale. Și egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea. N-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Prosperitatea însemnată, care se vedea în tot ce se afla în grija sa, nu era rezultatul direct al unei minuni. Ascultați. Hărnicia, grija, energia sa erau încununate cu binecuvântarea divină. De ce? Pentru că Iosif s-a hotărât. Mă așteaptă viața de sclav. Dacă sunt necredincios lui Dumnezeu, viața mea s-a sfârșit. Voi fi un nimeni. Voi fi un nimeni. Dar dacă voi fi credincios, ne facă Domnul ce vrea cu viața mea. Dar în tot ce mi se va da să fac, credincioșie. Spune, Iosif atribuia succesul său bunăvoinței lui Dumnezeu. Și chiar idolatul său stăpân accepta aceasta ca fiind secretul prosperității sale fără precedent. Totuși, această prosperitate n-a fi putut să fie obținută fără eforturi statornice și binechipzuite. Domnul a fost proslăvit prin credincioșia slujitorului său. A fost scopul său acela ca în curăție și cinste, cel ce crede în Dumnezeu să fie într-un contrast izbitor cu închinătorii la idoli, pentru că astfel lumina Harului Ceresc să poată străluci în mijlocul întunericului păgânismului. Purtarea cuvincioasă și credincioșia lui Iosif au câștigat inima dregătorului Faraon, care ajunsese să-l privească mai degrabă ca pe un fiu decât ca pe un sclav. Tânărul a fost adus în legătură cu oameni de vază, învățați, și astfel a ajuns să aibă o cunoaștere a științei, limbilor și afacerilor, educație necesară viitorului prin ministru.
Și cu toate acestea, a venit un moment. A venit un moment. Iosif a suferit pentru integritatea sa. Căci ispititoarea lui s-a răzbunat, acuzându-l de o faptă murdară, făcându-l ca el să fie aruncat în închisoare. Dacă Potifar, atenție, ar fi crezut în vinuirile soției sale, aduse de împotriva lui Iosif, atunci tânărul evreu și-ar fi pierdut viața. Dacă Potifar ar fi crezut că Iosif a făcut ce a zis nevastă sa, capul lui zbura de pe umeri imediat. El era ucis. Dar pentru că Potifar știa că tânărul acesta era deosebit, n-a îngăduit ca să fie ucis. Pentru a păstra reputația familiei, Potifar a îngăduit ca el să fie luat și să fie arestat. Dar era mustrat în inima lui. Ascultați ce spune. Atunci tânărul evreu și-ar fi pierdut viața. Dar modestia și cinstea, care au caracterizat întotdeauna comportamentul său, au fost dovada nevinovăției sale. Și totuși, pentru a salva reputația familiei stăpânului său, el a fost lăsat pradă ocării și robii. La început, Iosif a fost tratat cu mare severitate de către temnicerii săi. Psalmistul spune, i-au strâns picioarele în lanțuri, i-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până la când l-a încercat cuvântul Domnului. Dar adevăratul caracter al lui Iosif a strălucit chiar și în întunericul închisorii. El și-a păstrat cu strășnicie credința și răbdarea. Anii săi de slujire credincioasă au fost răsplătiți cât nu se poate mai crud. Și ascultați. Și cu toate acestea, el nu s-a amărât, nici nu s-a descurajat. El avea pacea care venea dintr-o conștiință curată și și-a încredințat situația în mâna lui Dumnezeu. El nu s-a mai gândit la nedreptățile ce i se făcuse, ci a uitat durerea sa, căutând să ușureze necazurile altora. Observați dumneavoastră cât de departe suntem noi de un astfel de caracter. Iosif n-a avut timp să se lamenteze, nu s-a amărât, nu s-a descurajat. Ce îmi fac mie? Dar am făcut bine, dar... Iosif a zis, Dumnezeu a văzut tot. Dacă Dumnezeu îngăduie să merg pe aici, El are un plan cu mine. Chiar și în închisoare, Iosif a găsit ceva de făcut. Dumnezeu îl pregătea în școala durerilor pentru a fi mai mult de folos. Iar el nu s-a dat înapoi de la disciplina ce era necesară. În închisoare, văzând roadele opresiunii și ale tiraniei, cum și efectele crimei, el a învățat lecția dreptății și a împreunei simțirii și a îngăduirii, care l-a pregătit să folosească puterea cu înțelepciune și cu mine. Slujind acolo în închisoare, ce a văzut Iosif? A văzut oameni închiși pe nedrept, care trebuiau ascultați, care trebuiau încurajați. Dar erau și alții care au de drept. Și acum, slujindu-l acestor oameni, Dumnezeu îl pregătea pe Iosif pentru o lucrare extraordinară. Nu la întâmplare, spune Biblia. În Geneza la capitolul 49, uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Geneza 49, de la versetul 22. Iosif este vlăstarul unui pom roditor. Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului. Arcașii l-au ațățat și au aruncat săgeți și l-au urmărit cu urador. Dar arcul lui a rămas tare. Și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacob. Și au ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului Tatălui tău care te va ajuta. Aceasta e lucrarea celui atotputernic care te va binecuvânta. Cu binecuvântările cerurilor de sus. Cu binecuvântările apelor de jos. Cu binecuvântările țâțelor și ale pântecelor mamei. Binecuvântările Tatălui tău întrec binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealilor veșnice. Ele să vină peste capul Iosif, peste creștetul capului Domnului, fraților săi. Și dacă citiți în Deuteronom 23, nu deschidem, această făgăduință. Iosif, în urma comportamentului său, avea să primească ce era mai bun. Și vine un moment când din închisoare
Dumnezeu nu-l mai cheamă pe Iosif să fie rob. Dumnezeu nu mai cheamă pe Iosif să fie ajutorul la ajutor. Dumnezeu îl cheamă pe Iosif să fie următorul om după Faraon. Și Biblia spune în Geneza la capitolul 41, la capitolul 41, citim de la versetul 30, de la versetul 37, este adus Iosif înaintea lui Faraon, este hainele sunt schimbate, arată altfel decât un întemnițat. Și acum când se uită Faraon la el, îl întreabă, ești tu în starea muzică? Tu poți să dezlegi. Și el spune, nu eu. Dumnezeu. Dumnezeu este cel care poate să facă lucrul acesta. Atitudinea lui Iosif. Și după ce prezintă visul, prezintă și soluția. Spune Biblia de la versetul 37. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor săi. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscute toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Și Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Și Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de insuțire și i-a pus un lanț de aur la gât. Și l-a suit în carul care venea după a lui și striga în genunchi. Și astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și a zis lui Iosif, eu sunt Faraon, dar fără tine nu va ridica mâna nici piciorul în toată țara Egiptului. Fratele și sora mea, aceasta este promisiunea lui Dumnezeu pentru noi. Dacă vom trăi în credincioșie față de Dumnezeu, chiar și atunci când pentru bine ni se răspunde cu rău și trebuie să o luăm de la capăt chiar, trebuie să o luăm de la capăt, nici știm unde să mergem, nici știm ce trebuie să facem mai departe. Dumnezeu spune, tu fă-ți partea. Voi avea eu grijă de tine. Prea adesea ne luptăm pentru niște lucruri care nu valorează nimic, frații mei. Ne luptăm pentru niște lucruri și ne gândim că dacă nu ne luptăm, le pierdem. Dumnezeu spune, luptă-te. Dar acesta nu este neapărat programul. Iosif a fost binecuvântat de Dumnezeu. Și când s-a întâlnit în cele din urmă cu frații săi, știți cum a răspuns Iosif fraților săi la toate aceste tratamente rele la care el a fost supus? Știți cum le vedea Iosif acum? Prin ochii lui Dumnezeu. Exact cum trebuie să vedem și noi încercările și abuzurile și nenorocirile care vin în viața noastră. Cartea Genezei, capitolul 50. Geneza, capitolul 50. Geneza, capitolul 50. Să citim de aici, de la versetul 15. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce de tot răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif, o iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că și s-au făcut răul. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Și Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat. Ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis, suntem robite. Și Iosif le-a zis, fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău? Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și ne-am prăpătat inimii. Iosif a început să plângă când a văzut că acești frați se gândeau că acum el se va răzbuna pentru slavă fie lui Dumnezeu, pentru că voi v-ați gândit să-mi faceți răul. Nu voi m-ați adus aici. Ci Dumnezeu a avut un plan. Geneza 45 este ultimul nostru verset în această seară. Geneza 45 de la versetul 4.
Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine, și ei s-au apropiat. Și el a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut să fie dus în Egipt. Acum, nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va mai fi nici arătură, nici secerici. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie prin țară și să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa a Egiptului. Ce spune Iosif? Nu voi m-ați adus aici. Nu voi m-ați vândut. Nu voi sunteți cei care mi-ați făcut rău. Ci Dumnezeu este Cel care a avut un plan pe care noi nu l-am văzut. Ce asemănări între viața Domnului Iisus și viața lui Iosif. Iosif vândut de frații săi, batjocorit de frații săi, pentru arginți. Patriarhii și Profeți, pagina 239, dacă veți citi dumneavoastră în studiu personal, ne prezintă paralele dintre viața lui Iosif și viața Domnului Iisus Hristos. Pisma pe care o aveau frații, dacă cumva îl va pune întâi născut, pisma avută de preoți și de cărturari și de liderii bisericii în zilele Domnului Iisus, dacă cumva îl vor pune mai prezent, câte paralele deosebite și cât de frumos strălucește caracterul Domnului Hristos în viața lui Iosif. Aș vrea să citesc un citat scurt acum și vă invit să ne rugăm. Avem noi nevoie să învățăm această lecție asemenea lui Iosif? Vom trece și noi printr-un timp de strâmtorare, un timp în care va trebui să suferim nevinovați pentru cauza lui Dumnezeu. Cum vom trece noi prin acele situații atunci? Știți cum le vom trece? Exact cum le trecem și astăzi. Atitudinea pe care o manifestăm astăzi este atitudinea pe care noi o să o manifestăm și atunci. Pagina 621 din Cartea Tragedia Dracului spune așa. Asalturile satanei sunt furibunde și hotărâte. Amăgirile sunt teribile. Dar ochiul Domnului este asupra poporului său, iar urechea lui aude strigătele lui. Necazul lor este mare. Flăcările cuptorului par gata să-i mistuie, dar maestrul topitor îi va scoate ca pe aurul curățit din foc. Iubirea lui Dumnezeu pentru copiii săi în timpul acestei perioade de încercare cruntă este tot atât de puternică și delicată ca și în zilele prosperităților cele mai strălucite. Dar este necesar pentru ca ei să fie puși în cuptorul de foc. Firea pământească trebuie să fie mistuită pentru ca chipul lui Hristos să poată fi reclătat pe deplin. Și ascultați. Timpul de încercare și de groază din fața noastră va cere o credință care să suporte oboseala, amânarea și foamea. O credință care nu va slăbi, chiar dacă va fi aspru încercată. Tuturor le este oferit timpul de har spre a se pregăti pentru vremea aceea. O credință care va fi aspru cu arcul și mai. Asemenea lui Iosif, săgeți. Se va trage, se va trage. Poate, poate îl doborăm, poate, poate îl descurajăm, poate, poate îl facem să lase mâinile jos, dar Iosif a spus, nu. Domnul este tăria mea. Dumnezeu să ne ajute și pe noi să ne numărăm în rândul acelor care vor manifesta aceste trăsături de caracter asemenea lui Iosif. Vă invit să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm în sfârșit. Tatăl nostru, în fața cuvântului Tău în această seară, vedem slăbiciunea noastră, vedem defectele noastre de caracter. Vedem pământescul acesta din noi, Doamne, care nu este după voia Ta.
Și îți mulțumim pentru exemplul Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim și pentru exemplul lui Iosif prezentat în această seară. Pentru hotărârea plină de credință pe care a luat-o în inima lui. De a rămâne credincioși în orice împrejurare a vieții, fie orice ar fi. Doamne, plimbat dintr-o parte într-alta, nevinovat, acuzat pe nedrept, suferind pe nedrept pentru credința lui. Și cu toate acestea, el nu s-a întristat, nici nu s-a amărât, ci a acceptat prin credință planul tău, fiind credincios în toate aspectele, acolo unde se găsea zi de zi. Doamne, dă-ne și nouă această pace în inima noastră. Avem nevoie de odihna aceasta care vine de la Tine, Doamne. A unei conștiințe curate, nepătate, a unei conștiințe care este deschisă înaintea Ta. Tu vezi și citești totul, Doamne. Tu știi motivațiile inimii noastre, Tu știi motivele inimii noastre, Tu știi totul. Și chiar dacă și noi va trebui să suferim pe nedrept, acuzați, vorbiți de rău, suferind pe Doamne Iisuse, dă-ne și nouă iubirea Ta și dă-ne și nouă atitudinea aceasta celor care vor primi sigilul lui Dumnezeu în cerul din urmă. Cât de departe suntem, Doamne, de acel standard, dar Tu poți face lucrul acesta și în noi. Ne predăm viața noastră în această seară, în mâinile Tale. Spală-ne și curățește-ne în sângele Domnului Iisus Hristos. Și fii Tu, Doamne, tăria noastră, stânca noastră în aceste vremuri grele în care trăim. Binecuvântarea Ta să rămână peste noi și peste copiii Tăi, căci ne-am rugat în numele Domnului Iisus. Iubiți prieteni, fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în seara aceasta cu odihna de care aveți nevoie, prin Harul Său să ne întâlnim mâine dimineață, începând cu ora 9:30 vom fi în direct. Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Amin.